Salut, sacalilor, ce faceți? Frumoșii mei, să-mi fie cu iertare că am lipsit o săptămână, dar nu m-am simțit ok, n-am fost așa în stare, bă. Promit să mă revanșez cu o reacție de Crăciun, dar am nevoie de voi să scrieți un comentariu cu muc. Muc, dacă vreți să fac o reacție de Crăciun. Muc, gen... Lăsând mucii la o parte, sper totuși că vă simțiți bine cum mă simt și eu acum și astăzi ne vom uita la niște chestii care au legătură cu Crăciunul. Așa că dați-mi un follow lui Snic pe Instagram și lăsați-l să vă dea niște cadouri. Am înțeles. N-au mai zic nimic. Nu mai zic nimic. Bă, oare face intenționat? Ia. Cred că face intenționat. Nu v-am zis la ce ne uităm, dar ne uităm la cele mai proaste cadouri de Crăciun. Prietena mea a cerut un 6-foot teddy bear de Crăciun, cum ar veni. Adică 6-foot în engleză, cum ar veni, e un unitate de măsură. Și 6-foot ar însemna undeva la 2 metri sau ceva în genul, știi? Și a zis că vreau un ăsta de 2 metri, știi? Dar omul meu a gândit-o, bum, și a făcut asta. Un ursuleț cu 6-foot, știi? Adică nu 6-foot, adică 6-foot, adică nu 6-foot înălțime. 6-foot, adică știi ce zic. O bată tataia că a luat de la doi ursuleți, i-a pus acolo la picioare, dacă l-a făcut spagat, așa l-a pus să-i pună picioarele acolo, să mor. Nu mai intrăm unde în cap pe altceva, că nu mai e loc, dar vedem că i-a făcut mare surpriză lui gagică sa. Asta e pe chestia, frate, că ai grijă ce-ți dorești, că poți să-ți dorești ceva, dar ai grijă să specifici bine, bă, că dacă nu, uite așa, asta se întâmplă. Următorul om a zis că sper că e o bicicletă și apare poza asta. Își dorea o bicicletă. Seamănă într-adevăr cu o bicicletă, n-am să vă mint. E bine rău cine a făcut cadou ăsta, ci că bă, îmi doresc eu acolo pe lista de cărți. Bă, ce îmi dorești? O bicicletă. Știi, uite, bam, ia bicicleta aici. Uite, bă, ce seamănă, bă, cu bicicletă. Să-mi lăsați și voi în comentarii ce vă doriți de Crăciun. Bă, pe lângă muc, trebuie să aveți un comentariu cu ce vă doriți de Crăciun. Eu, după cum știți, dau inimă la toate comentariile, așa că hai să vă cât mai multe, bă. Hai să fie 15.000 de comentarii, bă, să nu pot eu să dau inimă, bă. Hai că am reușit la 5.000, la 7.000, la 10.000. Hai cu 15.000 de comentarii. Cel mai tare mod să împachetez un iPhone, știi? Și e poza asta cu scaunul ăsta, ca și cum și-ar fi dorit un iPhone și eu primit ăsta cu scaunul, știi, și se supără că nu știu ce, că a primit un scaun și când a deschide scaunul, ia uite ce e acolo, să mă bată tataia mea. Mă bată mamaia dacă nu i-a pus acolo de tai iPhone-ul, am păturit tot scaunul ăla, bă, pentru un iPhone, bă. Bă, ce înseamnă, bă, să faci un prank, bă, asta înseamnă, bă, dorință, bă, înseamnă voință. Bă, să mergi, bă, până acolo, bă, pentru un prank, bă, numai pentru secundele alea, bă, când îi vezi reacția la omul ăla, asta înseamnă prank, bă. N-are sens să vă zic, dar omul ăsta și-a dorit un Apple Watch, frate, știi, și a primit un Apple Watch, la modul un Apple și un Watch, adică un Apple Watch. Adică să mă bată mama dacă nu deja e lame, frate, știi, să mai faci să cu descrieri de asta. Bă, dacă e Apple Watch, de ce e tu și fă, dă Apple Watch-ul la băiatul ăla, dă el. Îl și vă pe aia, mi-am dorit un Apple Watch, am primit Apple Watch-ul, trai, bă, dar era un Apple și un Watch, nu era un Apple Watch. Ce Dumnezeu? Ce Dumnezeu asta, frate? La modul e un fel de Wii, numai că Wii-ul ăla, 3D-ul ăla, știi, e de fapt să mor cu lopată, cu speli vasele, cu faranș. Te învață să faci treabă, stai, adică dacă ai chef să mături, bă, dar te trezești așa, că bă, ce chef aveam să mături și azi prin casă, dai prea curat, bă, ia să deschid eu, pac, ai deschis, să ai luat mătura, știi, și ai început să mături, mamă, ce tare e. Sau pur și simplu stai și tu așa, bă, ce aș spăla niște vase, bă, dar toate curate, bă, că le-am spălat, a, ia stai să bă, pam, pam, ți-ai luat asta și începe așa să faci cu ăla, știi? Și faci puncte acolo. Că e normal, sincer, adică are sens. Ia uite-l pe maleficul ăsta ce a zis, că mi-am luat niște cutii ca să pun cadouri în ele, știi? Și le dă mare prank la oameni. Să mor eu, deci dacă n-ar vedea frate meu asta, că vreau totuși să vă zic în video, i-aș face și asta de Crăciun, mă, să mor, bă. Bă, să fac rost, bă, de asta cu iPad, știi? Și să-i dau un prank așa, știi? Să-i zic că îi pun un iPhone acolo. Îl deschide și nu e nimic și zic, bă, hai, bă, ești prost, glumeam, bă, știi? Și îi dau și a doua cutie și zice, bă, tu chiar ești un frate bun, bă, și când o deschide nimica, știi, zic, hai, bă, acum, bă, glumeam, știi, și i-o dau și pe a treia și din nou nimica. Și că tipul ăsta i-a făcut lui nevastă sa jewelry, știi, adică, știi, bijuterii, știi, și a pus asta într-o cutiuță frumos așa, și a repede a chișat eu, și a zis, nu, e pentru mine, nu pot să cred, Marcel, băi, ce te iubesc, ești cel mai tare om, Doamne, Marcel. Și a zis, ia să bag eu dege, zicea Marcel, să vă cum îmi stă pe dege, bam, și când a băgat și-a tras aia, bum, a ieșit cu tot cu cană. Amor, cu tot cu cană. Ce aici, mă, cana, mă. Ia uite, dita-i cana acolo, bă, nu că normal de stătea ăla în sus acolo pe inele, uite-o leacă cât ce cană, bă, că-i cană babană, bă. Dacă nu pui un litru de lapte n-ai și tot bei, nu se termină. Uite ce cană i-a pus la asta, bă. Marcel, prostule, știam că mereu face așa, ne despărțim. Prostule, ia cum să faci asta, mă duc la Octav. Într-adevăr, Marcel, având în vedere faptul că nevastă te-a părăsit, te-a întocmit, te-a lăsat acolo ca pe un brad tăiat de Crăciun, a venit la mine acum, Marcel, îmi pare rău, a fost prietena,
nevastă a venit la mine, practic ți-am cordit, cum să zic, în termeni de ăștia, de adolescenți, femeia, coarda ta, e coarda mea, adică, asta e Marcel, rămâne prieten, da, asta e. Că i-am luat de Crăciun lui taică-mi două perechi de schiuri, ca să-l fac confuși, să-l sperii, le-am împachetat cam așa și apare poza asta, adică i-a pus lui tasă mare cruce de mormânt, s-a terminat. La modul, ținem aici slujba de Crăciun, asta e să fie... Cu sănătate să te primească domnul acolo sus, doamne așa tata lui ăsta care o scris asta. Te trezești tu pe la 55 de ani așa obosit din pat, așa, tu șezi după ce ai sfârșit toată noaptea, ca ai azi cu de-alea, știi, te trezești când te duci la brad, bă, să-ți bei cafea. Bă, vezi mare cruce la brad, bă. Asta e, mi-a venit, dai noroc cu fiul tu, bă, să ai grijă, tine ai fost un băiat bun, da? Vezi, ai grijă ce faci cu note la școală, mă îmbrățișezi pe nevastă ta, fă, te-am pupat, mua, mua, și pe aia mică, bă, te pup, bam, eu m-am dus, știi, și te-ai dus și ai crăpat, sub brad. Și că am crezut că am primit cel mai tare cadou pentru o secundă. Vedeți acolo mare cheie de Mercedes, s-a terminat. Că mi-a pus tata CLS-ul în fața blocului, s-a terminat. Mamă, cum o plimb pe Ramona în CLS-ul ăsta, s-a terminat. Aoleu, CLS 450 de la așa frumos, cu lumini, îi pun acolo așa cu mami în spate, așa aici, îi pun acolo pe bor frumos. Când a zis omul ăia să mă duc să-l deschid, a luat cheia, când a deschis cheia, hop, ce a ieșit aici, a ieșit sticul. Sticul de calculator cu poze în el, că e la 5 ani în fundul gol. Ia uite-l, hop, ia uite sticul. La mulți ani, fiule, hop, Crăciun fericit, cadou stick cu Mercedes. Ia uite-l, frumos stick, nu? Original, frumos, îl bagi acolo în calculator, 60 de mega pe secundă, bun rău de tot. Ce cheie, bă, țărane, treci la muncă, nu vezi că ai numai 5 pe linie, treci la muncă, nu, tu te cară paleța acolo, te primești cele astea așa pe gratis. Mai bine nu primești nimic de Crăciun, bă, decât să-ți crească așa entuziasm, cred că asta e cea mai nașpa chestie în viață. Bă, să te bucuri pentru ceva, bă, și când se întâmplă acel ceva, știi, când ajungi în fața faptului împlinit să... Fii aiurea, știi, să ți se ducă așa totul peste cap. Poți să te gândești tu așa cât timp ai pierdut cu tine în care te gândeai, mamă, cum o să fie, cum fac, cum așa, știi, și când așa de fapt nimic nu se întâmplă cum vrei. Prietenul meu mi-a zis că o să ia cel mai tare cadou de Crăciun, știi cum ar veni, și apare el în poză, frate, sub braț, adică ca și cum el e cel mai bun cadou. Mai rău să comentez că la ce chel boss e bradul ăla mai bine, că dacă nu-i puneai nimic ca degeaba. I-ai luat cel mai chel brad, fratele meu, să mor, dacă nu i-ai pus acolo 3 fire are bradul ăla. Deci că-s eu aici în cap să mor, dacă nu așa e bradul ăla, mă, să mor. Nu mai pune cadou, mă, să nu vadă bradul, mă, pune cadouri multe. Să nu vadă bradul că vede prin el, mă. Tipul ăsta ce că am pachetat un cadou pentru prietenul vegetarian, știi, și l-am pachetat în bacon. Poate, mama, dacă nu i-a printat baconul ăla Ultra HD 4K 1080p 60fps Ultra Mega Ultra HD, că i-a pus acolo, zici că e bacon real. Deci că a luat baconul și l-a călcat așa, știi, cu fierul de călcat și a zis: "Uite, bă, hop, ia țărare de aici." Și a dat mare bacon. Da, bă, așa că lor cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Să ziceți ceva în comentarii cu muc dacă vreți reacții de Crăciun și ce v-ați dori, bineînțeles, voi de Crăciun, că na. Poate încerc să vă fac eu cadouri. V-am zis, nu uitați să mă urmăriți pe Instagram la Roz Niculeț. Aveți link în descriere dacă vă e lene să căutați. Nu promit că o să apară, dar promit că încerc să apară niște clipuri mai faine. Am eu niște chestii în cap, sperăm să-mi iasă, dar vedem. Pe țapă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat! Pa, bă!